Aula Academiei Române, filiala Iași, a devenit neîncăpătoare pentru publicul prezent la întâlnirea cu Nicolae Breban. Autorul a făcut un recurs în prelegerea sa la structurile poporului român, o pledoarie pentru prezervarea tradițiilor și recuperarea demnității naționale. C Am ales cele două teme pentru că, mai ales prima, este foarte actuală. Prezența Academiei și a literaturii și necesitatea acestei prezențe azi în România de astăzi când noi încercăm, noi unii veterani ai literaturii, ai culturii române, încercăm să păstrăm un echilibru vechi al României și al națiunii române, echilibru între valorile pozitive, practice și valorile spirituale. La lansarea volumului Viața mea, a apărut recent la editura PoliRom, alături de autor, au fost prezenți și au luat cuvântul academicianul Bogdan Simionescu, criticul literar Bogdan Crețu, poetul Emil Brumaru și scriitorul Mircea Platon. Este important pentru că este un învingător și e bine să citești viața unui învingător. Te face să fii încrezător și să ai impresia că, dumnezeu, dacă o putut breban, deși breban este unic, absolut, adică e, e fenomenul breban, aș putea spune, că ai putea și tu la o adică să faci ceva în viața asta. Bogdan Crețu a apreciat autobiografia lui Breban drept o lecție de sinceritate și de contemplație asupra trăirii, dar și o mărturie a semnului de identitate ce se poate pune între existența și creația acestui scriitor fundamental al literaturii române. E o carte, sigur, de bilanț, e o carte testamentară, e și asta. E o autoanaliză, este, așa cum spune de multe ori autorul, o încercare de înțelegere. O, un. un un mod de a-și contempla, până la urmă, viața și de a-i găsi un sens. După memoriile intitulate Sensul vieții, Confesiunea, Viața mea, reia întâmplările personajului și omului Nicolae Breban. Întâlnirea de la ea și a fost prima din istoria acestei cărți, abia ieșită din tipar.